Hristos a înviat. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Ospitalitatea. Ospitalitatea este în sine o virtute pentru că presupune ieșirea noastră în întâmpinarea celuilalt. Presupune și o ștergere de sine. Presupune o bună situare pentru a nu rata întâlnirea cu celălalt. Ospitalitatea în spațiu creștin e cu atât mai viguros conturată cu cât transmitem prin ea mesajul lui Hristos, care ne-a îndemnat să-L căutăm pe celălalt, să nu stăm cu spatele la El. Ospitalitatea în spațiul eclezial, în spațiul oamenilor bisericii, ar trebui să fie naturalețea prin excelență. Observăm însă uneori că lucrurile nu stau chiar așa. Observăm că uneori, chiar în biserică, ospitalitatea e pusă în criză. Din cauza unora dintre cei care n-au înțeles că valoarea supremă în creștinism este libertatea de a-L căuta pe celălalt, de a-I ieși în întâmpinare, de a-L primi, de a-L găzdui în spațiul tău sufletesc în primul rând. Vorbim astăzi așadar despre ospitalitatea în biserică, la propriu, dar și la figurat. Vorbim despre firescul întâlnirii cu celălalt. Dacă acest firesc intră în criză, apare ratarea întâlnirii cu celălalt. Sunt lucruri pe care le considerăm importante și pe care aș vrea să le iau în discuție cu invitata mea de astăzi, doamna conferențiar dr. Tereza Brândușa Palade, de la Facultatea de Științe Politice din București, o prezență deja cunoscută în spațiul televiziunii noastre și îi mulțumesc pentru asta, inclusiv pentru acceptarea invitației de a fi și astăzi alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am găsit și eu vă mulțumesc! Mă bucur că sunteți aici, spun asta adesea și nu o spun formal, pentru că cei care vin în emisiune sunt oameni care chiar provoacă o bucurie celor care îi ascultă, îi privesc, sunteți una dintre aceste persoane. Ați scris recent câteva texte care mi-au atras atenția, unul dintre ele dedicat unei situații evident triste, îngrijorătoare, aceea că bisericile în spațiul occidental, mai ales, dar și în spațiul românesc, încep să fie din ce în ce mai puțin pline și una dintre cauzele care alimentează acest reflux al celor care trec pragul bisericilor, nu neapărat la slujbă, cât mai ales în timpul de dincolo de slujbele religioase, este practic atitudinea nepotrivită, inadecvată a celor care stau în spațiul bisericii față de cei care intră. Știu că ați avut și dumneavoastră experiențe personale, le-am avut și eu și mulți dintre cei care ne urmăresc. Așadar, de ce credeți că este esențială această virtute a deschiderii către celălalt în orice împrejurare, dar mai ales într-un spațiu sacru? Creștinismul are o dimensiune prin excelență antropologică, prin excelență socială, este vorba și de comuniune, deci e vorba și de relațiile între persoane în cadrul unei coinonia, nu e termenul grecesc. Primare, a intra într-o biserică presupune, dacă presupune în primul rând a căuta acolo un alt tip de prezență care te înalță, te consolează, te transpune într-o altă, te deschide către un alt tip de percepție a lumii, să zicem. Acest tip de percepție a lumii la rândul lui trebuie să te deschidă și față de ceilalți. Deci idealul rugăciunii pentru mine este acel tip de rugăciune care te face să ieși zâmbind din biserică și cu o lumină pe chip care realmente e transmisă și celorlalți. Ideal e să te simți în biserică ca acasă. Acela acasă în care se întoarce fiul risipitor. Exact. Deci biserica, prin definiție, trebuie să fie un spațiu cald, primitor, unde mă simt bine, dar care este sigur chiar mai mult, e și una acasă transcendent, deci nu e doar una acasă obișnuit, nu? Deci e puțin un alt fel de acasă, dar care rămâne totuși în dimensiunea acestui acasă de care vorbim. Ori, în momentul în care este ratată această dimensiune prietenoasă, să zicem, într-o biserică și ești numai tu cu această prezență, sigur, transcendentă,
totul poate să rămână numai într-o, pe coordonate foarte, pe coordonate verticale, în condițiile în care totuși știm și crucea, nu? Crucea are și un braț orizontal. Această dimensiune orizontală se pierde. Rămânem numai cu brațul vertical și nu aflăm nimic despre cel orizontal. Ceea ce nu mai e o cruce și dacă nu mai e o cruce, nu mai este iubire. Pentru că știm prea bine că crucea simbolizează în primul rând iubirea care a îmbrățișat lumea prin Iisus este Hristos. Este verticala omului către Dumnezeu, nu? Care modelul relației pe care Iisus Hristos ne-l predă, nu? În Evanghelie, deci modelul relației cu Tată, care e relația omului cu transcendentul, cu prezența, cu divinitatea personală a Tatălui. Și pe urmă, relația orizontală cu ceilalți, care este brațul crucii pe care Iisus și-a întins brațele. Rămâne, nu mai este această întâlnire, nu, între cele două dimensiuni. De ce? Pentru că mulți își imaginează că relația lor strict personală, individualistă aproape cu Dumnezeu, îi dispensează de datoria de a fi deschiși spre cei de lângă ei. Exact. Există astfel de individualiști creștini care tocmai din această cauză încetează să fie cu adevărat creștini. Da, eu consider că n-au legătură neapărat cu religia creștină. Pot să fie de orice altă religie. Budiști, orice altceva. În orice caz, creștinismul are printre reperele lui fundamentale și xenofilia. Mă gândesc în primul rând la episodul abrahamic, nu? Când Avram îi primește atât de frumos, în mod reflex, pe cei trei îngeri care simbolizează Sfânta Treime, deci îl primește pe Dumnezeu. Sunt nenumărate exemple în Scriptură despre această iubire față de cei necunoscuți, pentru că mulți se iluzionează că au relații bune cu cei de lângă ei, dar aceștia sunt prea puțini. Ignorăm adesea, cred, faptul că trecem zilnic pe lângă oameni care sunt în sine importanți. La fel ca și noi, sunt egal cu noi. Și totuși îi ignorăm. Dar când îi ignorăm în biserică, aș spune că atunci devine cu adevărat inacceptabil. Da, biserica ca spațiu al comuniunii, ca spațiu al vieții creștine, nu, ar trebui să fie un model, sigur, pentru viața de zi cu zi. Și eu cred că a face din biserică un spațiu neprimitor e aproape un păcat. Sau doar un spațiu al rugăciunii individuale. Individualiste, eventual. Dintre aceste atitudini care variază de la ostilitate, uneori cei drept mai rară, până la familiarisme care te sufocă, există o scală. Evident. Cred că ați observat acest gen de atitudini. Cum le-ați descrie pe câteva dintre ele? Eu am descris două din aceste atitudini, răceala și indiferența, și chiar evocând o expresie a lui C.S. Lewis, care spunea că stâlpii bisericii pot fi recunoscuți ușor după faptul că chipurile lor sunt ca pietrele, nu zâmbesc, nu socializează. Și această atitudine, sigur, pasivă, indiferentă și la limită individualistă, și atitudinea contrară, în care atenția devine insistentă și chiar indiscretă, și în care tendința de a intra în viața celuilalt este la limită, din nou, trădarea carității, dar prin exces. Dacă în prima situație avem o trădare a carității prin deficiență, cum ar spune Aristotel, în a doua situație este un exces de politețe, de familiaritate, de intruziune, de indiscreție, care de asemenea este în afara carității. Deci, ceea ce eu aș recomanda ar fi efectiv o cale de mijloc. Sunt două extreme. Exact. Una cu semn minus și în deficit, și alta în exces. Mai este o atitudine, din câte mi-amintesc, și din experiență personală, dar și din ce am citit, inclusiv la dumneavoastră, atitudinea celor din biserică, fie ei preoți, sacerdoții, fie oameni din personalul auxiliar, care atunci când te prind și te întreabă ce e cu tine pe acolo și află că nu ești de-al lor, cum se spune, deci de aceeași confesiune, se grăbesc să te anunțe că ești într-o gravă eroare și că salvarea lor
tocmai s-a întrupat în fața lor prin prezența respectivului, care incite la convertire. Exact. Vreau să ați observat că asta, de fapt, nu doar sfidează, ci lezează respectul pentru libertatea conștiinței celuilalt. Da, din păcate este o atitudine, nu vreau să confesionalizez, să vorbesc nici de anumite nu e cazul. Confesiuni da. Care au... Sunt cazuri prezente în toate confesiunile. Sigur, sunt în toate confesiunile, poate mai mult la unele decât la altele, dar eu aceasta o includ ca un subcapitol la atitudinea aceasta de intruziune, da. De indiscreție. Într-adevăr, există tendința de a te preocupa prea mult de viața celuilalt și eventual chiar cu ambiția de a-l aduce pe calea cea bună, care la limită e ca un viol al intimității. Deci nu poți lua pe o persoană care are o conștiință proprie, o conștiință liberă și să-i explici ca unui copil că nu e bine cum crezi, nu e bine ce faci. Deci cel mai bine este ca totuși concluziile fiecare să și le formuleze singur, prin propria căutare, prin propria reflexie. Atunci când îți vin de gata, tendința este de refuz. Adică atunci când suntem infantilizați, suntem tratați ca niște copii fără discernământ, tendința noastră este să reacționăm infantil și să respingem, la fel ca niște copii năzdrăvani care nu suportă corecția. Să respingem aceste sfaturi, eu prefer în eroare decât așa. Da, e un reflex aproape. Sigur. Să respingem lucruri care vor să ne inducă o libertate foarte bine organizată de alții, cum se spune uneori. În orice caz, ceea ce sesizăm este că oameni ai bisericii, oameni din biserică, sunt atinși de ceea ce se numește birocratism, birocratizare, instituționalizare. Sunt oameni care nu-și mai dau seama că, de fapt, ar trebui să reprezinte în modul cel mai dezinvolt, curat, frumos, dezinteresat biserica lor și devin un fel de înregimentați care cred că au datoria aceasta fie să îi ordoneze pe cei care sunt acolo, mă gândesc la personaje care în timpul slujbei îți fac observație de la... pornind de la faptul că nu stai chiar cuvincios până la vestimentația pe care o porți. Sigur că e supărător și îi deranjează pe foarte mulți lucrul acesta, întrucât totuși când intri în biserică, oricum intri cu o anumită sfială, trebuie să fii foarte uscat lăuntric ca să nu-ți dai seama că în biserică nu te comporți ca într-un magazin. Cu toate astea, sunt persoane din acestea excesive, intruzive, și asta nu e bine. Cred că ei confundă acest zel, exces de zel, cu o formă de caritate, într-un fel. Cred da. Că în viziunea lor e un bine. Nu? Tipul da, acesta de îndoială. Corecție urmărește un scop pozitiv. Aminte, nu cred că s-ar angaja într-o acțiune. Cred că tocmai îi fac un serviciu lui Dumnezeu însuși. Exact, exact. Și, da. Și aproape lui, pe care îl apropie într-un sens disciplinar de Dumnezeu. Din păcate, e fals și ar trebui spus odată pentru totdeauna că e o iluzie. Da. Cert este că rezultatul apare neîntârziat și ne întoarcem la începutul discuției noastre, se manifestă, se concretizează prin faptul că acești oameni nu bine primiți, inadecvat tratați, nu se prea mai întorc în asta biserica respectivă. Asta este problema. Și asta e o mare pierdere pentru biserică. Asta este problema. Deci problema, dacă o biserică își propune într-un fel sau altul fidelizarea, da. Și multe biserici își propun fidelizarea, trebuie să-și amintească că până și companiile comerciale care urmăresc fidelizarea clienților se poartă, au un training. Deci fiecare companie are un training pentru bunele maniere. Deci sunt esențiale. De ce? Pentru că e uman să vrei să te întorci într-un loc unde ți se zâmbește, unde ești întrebat ce mai faci. Eu nu vreau să spun că biserica ar fi un spațiu comercial și să nu o confundăm cu mall-ul, dar este o lege firească a naturii umane. E totuși un spațiu în care socializezi. Exact. Fie evident discret, nezgomotos, dar interacționezi mai precis. Sau măcar cu în care te întâlnești. Eu prefer măcar minima întâlnire. Deci atunci când întâlnirea este doar la ușa bisericii după ce se termină slujba, unde e oricum aglomerație, confuzie, și în biserică trebuie să fim precum pietrele, cum spuneam, de stâlpii bisericii,
echivalează cu o neîntâlnire. Deci ești practic izolat într-o lume cumva indiferentă, pios indiferentă, dar totuși indiferentă, și nu e deloc genul de spațiu cald și prietenos în care, exact, să ai dispoziția să te întorci. Să ai o bună dispoziție în ambele sensuri. În ambele să fii sensuri, și bine dispus, pentru că un creștin trist s-a spus că e un trist creștin, dar să fii și bine orientat în sensul acesta al expresiei. Ceilalți, în creștinism, este tipul de religie în care ceilalți contează. Exact. Deci atunci când la ușa bisericii sunt întâmpinat cu o privire acră și când, în fine, sunt tot felul de atitudini acestea care resping, nu îi resping pe ceilalți și eventual cu mândrie și cu superbie, practic ele se acumulează la o serie de experiențe negative care, din păcate, te fac să te gândești de două ori atunci când vrei să revii în acea biserică. Bine, vor fi unii care ne vor spune că hipersensibilitățile acestea sunt niște mofturi, că dacă ajungem în biserică, n-ajungem pentru cei care sunt acolo, ajungem pentru a ne apropia de Hristos și prin împărtășanie și prin rugăciunea personală, dar acest dar e inevitabil, contează enorm atmosfera dintr-o biserică, care poate fi, aș spune, scandalos de sigurat de zornăitul banilor care se aruncă într-o tăviță, de șușotelile, evident, aproape vulgare în context ale celor care nu sunt atenți la ce se întâmplă acolo, până la vânzoleala aceasta care presupune sau trădează mai precis o lipsă de reverențiozitate și față de Hristos și față de ceilalți. Dacă ne amintim de tradițiile venerabile în care se vorbește de tentativele diavolului de a opri prezența creștinului, de a frecventarea unei biserici, diavolul este în detalii, din câte știm. Da, și tocmai aceste mici detalii pot să se acumuleze, nu, și să producă o masă critică de genul nu mai vreau să am de-a face. Cred că aici lucrează, poate să lucreze, bineînțeles, îngerii mai puțin binevoitori, tocmai ca să te distragă, tocmai prin aceste lucruri care aparent sunt minore, sunt mofturi, nu cred că acumulate, fiind și atunci când este o cultură a indiferenței sau o cultură până la urmă a comportamentului nu răuvoitor, dar plictisit și blazat, asta nu, tipul ăsta de cultură nu face decât să distragă de la frecventarea unei biserici. Ați folosit o sintagmă care mi-a plăcut, bunele maniere. Exact. Bunele maniere trebuie să ne însoțească permanent, inclusiv atunci când suntem singuri, cum spunea cineva. Nu le folosim ca pe un instrument pe care îl luăm din casă când ieșim pe stradă. Bunele maniere trebuie interiorizate și, evident, un creștin autentic e un om cu bune maniere. E un gentleman, Steinhardt, îl tot cităm. Și John Henry Newman vorbea de tipul de educație creștină. Dar înaintea lor a vorbit Sfântul Pavel și ne amintim de aceste cuvinte referitoare la iubirea creștină, la tot ce presupune atitudinea creștină. El spune că aceasta nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută ale sale. Dacă am luat pe rând aceste elemente și le-am găsit opusul, am proiectat deja profilul unui creștin autentic și frumos lăuntric. Exact. Și dacă Sfântul Pavel le spunea primei comunități de creștini, este evident că sunt importante și că ele cumva desenează traiectoria comportamentală a unui creștin în toate timpurile. Exact. Deci, așadar, profilul acesta al omului caritabil. Bineînțeles. Și dacă ar fi să le găsim opusul, deci iubirea creștină nu se laudă, adică este discretă. Nu se umflă de mândrie, adică este smerită. Nu se poartă necuvincios, adică este elegantă, presupunem, nu? Și nu caută ale sale, deci nu este individualistă, ci este prin excelență altruistă. Iată, niște valori creștine pe care cei care au ajuns să se simtă în spațiul bisericii ca la ei acasă, tratându-i pe ceilalți ca pe uneori musafiri neinvitați sau nepoftiți,
ar trebui să le metabolizeze mai bine. Aici cred că ar fi de adăugat, totuși, cred că ar fi importantă și atitudinea clerului sau tuturor celor care reprezintă. La ei ne referim. Toate biserice. Nu, eu mă refer și la toți credincioși, la toți cei prezenți într-o biserică, nu numai cler. Și la ei. Dar, în principal, atitudinea unui lider, nu, să zicem așa, sociologii vorbind, ei sunt liderii, contează. Deci atunci când sunt exemplele, preoții nu-ți răspund la salut sau chiar mai rău, reacția aceasta de recul nu mai e un moft. Deci este chiar, pentru unii este, deci m-a respins, nu sunt bine primit aici. Și asta e foarte grav. Deci cu cât responsabilitatea crește, și responsabilitatea unui preot totuși crește într-o biserică, cu atât efectul acestei atitudini este mai, poate să fie mai dureros sau dimpotrivă, mai să fie ca o binecuvântare. Zâmbetul, absolut, atitudinea caldă, tocmai dacă cel care are mai multă responsabilitate acolo te primește cald și binevoitor, efectul este mai mare, la fel și invers. Deci funcționează simetric. Dacă el este indiferent, nu te salută sau se uită urât, efectul va fi devastator. Și nu numai pentru persoanele respective, cât pentru un cerc foarte mare, pentru că lumea vorbește. Lumea vorbește, scrie pe astăzi, rețele sociale. Lumea scrie și să ne mai gândim la următorul lucru, categoria clerului care își asumă, își arogă chiar calitatea de modele într-o societate, pentru că ei vorbesc în numele lui Hristos, folosesc cuvintele lui Hristos, transmit în lume un mesaj al lui Hristos, ei nu pot fi iertați dacă se comportă la antipodul a ceea ce vorbesc. E marea capcană în care cad mulți reprezentanți ai bisericii, ignorând de fapt că simpla lor apariție vorbește, simpla lor conversație la o masă poate atrage atenția prin ceea ce spun, glumele pe care le fac. Toate gesturile unui preot rămân foarte bine întipărite în mintea celor care îi sunt în preajmă. Exact. Din păcate, mulți iau această calitate de a reprezenta pe Iisus Hristos ca pe un drept mai mult decât ca pe obligație. Da. Și am auzit sau în sfârșit am întâlnit și atitudinea aceasta, păi dacă eu reprezint pe Hristos, voi trebuie sunteți, voi laicii, sunteți cei care trebuie să mă respectați pe mine. Deci da, dacă ești respectabil, nu dacă sigur, nu ești respectabil. Sigur, deci este, din păcate, ca orice drept are o obligație aferentă și aici ar trebui spus clar preoților, aveți o obligație mai importantă decât în biserică, decât ceilalți credincioși obișnuiți. Până la urmă, anticlericalismul modern, nu mă refer la cel apărut în timpul Revoluției franceze, ci cel care astăzi este prezent difuz, inclusiv în societatea românească, este o atitudine stârnită de aroganța unora dintre clerici, exact, de această superbie, exact, despre care ați vorbit, exact, și care e un păcat destul și care de un păcat, important. Din câte știu, spiritual, ca păcat spiritual, e unul din cele mai pentru că anticlericalismul grave înseamnă un fel de antipatie față, sigur, de persoane care se comportă exact invers decât ar trebui să se comporte, exact, dată fiind funcția de reprezentare, exact, pe care o au. Sunt mulți anticlericali mistici. Știți, misticismul are o relație mai tensionată cu biserica, forma ei birocratizată. Există un misticism anticlerical pe care eu se întâmplă să-l înțeleg destul de bine. Deci este exact această abatere de la autenticitate, de la ceea ce ar trebui să fie esența, adică vorbind de caritate, pe care uneori clerul, și nu vreau să generalizez, am zis uneori clerul o manifestă, cea care atrage acest sentiment. Pentru că e un sentiment. Bine, e ceva care deja e legat de emoție, de antipatie, nu e doar o atitudine rece, nu o concepție despre cler, o fire ostilă sau critică. Nu. Este pur și simplu, devine un sentiment din cauza repetiției acestor gesturi de respingere sau de indiferență, de răceală, care, cumulate, produc o masă critică și produc acest efect anticlerical. Și e foarte ușor într-o societate care tinde, sigur, să se secularizeze, în care bisericile au făcut deja un pas înapoi,
să blamezi acest tip de atitudine și să-ți justifici chiar indiferența religioasă sau chiar refuzul unei religii organizate, unei afilieri, prin acest anticlericalism. Da, din această cauză au apărut creștinii dezinstituționalizați față de biserică. Exact. Adică cei care cred că își pot duce viața lor creștină în pace, nemai frecventând biserica, din motive de genul acesta. Evident că nici ei nu au dreptate, întrucât nu poți să fii un creștin de plin izolându-te de Sfânta Împărtășanie, de exemplu. Este o absurditate în termeni. Dar important e tabloul general în care vedem aceste minusuri, aceste excese, pe de altă parte. De exemplu, una dintre atitudinile foarte periculoase pentru preotul însuși este să pozeze permanent în atotștiutor, ca cineva care are în buzunarul de la reverendă întreaga sfântă tradiție, întreaga dogmatică creștină și așa mai departe. Acest sentiment pe care îl transfer celuilalt că tu nu mai ai nevoie să asculți, ci doar să predici în continuu, fără să-ți dai seama, este iarăși, aș spune, un pericol, repet, pentru clerul însuși. Așa este. Sunt cu totul de acord că monopolul asupra teologiei, asupra cunoașterii teologice, e dăunător. Cred că aici ar trebui să învețe de la filozofi. E mai credibil în ori să spui nu știu. Evident. Da. Nu m-am gândit. E cât se poate de natural să nu știi niște lucruri. Și ca pentru a nu mai vorbi că umilința, inclusiv față de propria ignoranță, e o atitudine creștină, până la urmă. Absolut. Este perfect compatibil cu atitudinea creștinului ca preot să spui nu știu. Da, și în felul ăsta să intri mai adânc în comuniune cu ceilalți. Sigur, care momentul în care s-ar putea să știe situații mai multe decât tine. Faptul că spui nu știu te umanizează, te face obiectul unei simpatii pentru cei care s-ar putea să știe sau s-ar putea să nu știe, dar faptul de a recunoaște că ești uman și că ai limite, te face mult mai simpatic. Da. Tocmai cei care nu fac asta ajung să se situeze dincolo de un imaginar geam antifonic, făcând gesturi sacrale, predicând, dar nu mai sunt percepuți de cei din fața lor nici ca fiind credibili, evident nici convingători, și se ignoră faptul că faptele cuiva, și cum spune Hristos, vorbesc de la sine. Sigur, e mărturia care este totdeauna prin fapte. Ori, gesturile acestea solemne, desprinsă de mărturia efectivă, iarăși pot fi obiectul unei critici, pentru că tu vezi întreaga atitudine a unei persoane care se dorește creștinor. Dacă ne purtăm foarte pios în biserică și la cum ieșim din biserică, iarăși nu uităm să spunem bună ziua și avem diferite gesturi. E dureros când vezi asta. E exact viața dublă aceasta care de fapt trădează un viciu, o ipocrizie profundă. Absolut. E ceea ce Nietzsche numea moralina. Exact. Această toxină care uneori apare în discursul creștin, mai ales în discursul creștin, care riscă să devină lipsit de aderență la realitatea imediată. Nu numai Nietzsche, cred că toți marii autenticiști, mă gândesc aici și la Kierkegaard, au fost sensibili față de această nevoie a predicatorului de a traduce în propria viață ceea ce predică. E cât se poate de firesc. Nu ai autoritate altfel. Exact. Nu-ți poți câștiga autoritatea impunând altora ceea ce tu nu trăiești. Adică maximaliști cu ceilalți, minimaliști cu tine însuți. Sigur. Da. Sigur, așa este. Sunt întru totul de acord și, din păcate, eu am fost contrazisă când am scris acest articol. Mi s-a spus, nu se golesc biserice, uitați la mănăstiri. Mănăstirile intră în altă categorie și așa să fie bineînțeles. Nu se golesc vizibil, dar important e să interceptăm deja niște semnale care pot anunța un viitor în care se va putea spune asta. Noi suntem încă într-o situație, să spunem, fericită în România din
punctul de vedere al frecventării bisericilor, pentru că România este încă o țară în care există acest obicei cultural, tradițional. Cât este el hrănit de o viață duhovnicească, nu, sau spirituală, autentică, asta nu știm. Eu numesc, fac distinția între Highlander, deci Highlander sunt cei care trăiesc credința și care chiar au lumina Duhului Sfânt, și Lowlanders, care trăiesc, se hrănesc mai mult din tradiție și din cultură. Dintr-o tradiție osificată. Și de multe ori osificată. Acum nu vreau să fac, și aici trebuie făcute probabil niște studii, văzut în ce măsură practica religioasă se întemeiază pe o credință vie sau pe un obicei. Dar noi suntem încă în situația în care practica aceasta, mă refer la frecventarea bisericii, este încă vie. Totuși, în perspectivă, și dacă lucrurile stau așa și se birocratizează, se osifică, clerul consideră de toate confesiunile că e de la sine înțeles ca lumea să vină pentru că are nevoie, e o perspectivă greșită și care va duce într-un deceniu sau doi la golirea, chiar la prezentarea bisericilor ca niște instituții superflue, așa cum s-a întâmplat în Olanda, unde numai deja în bisericile catolice s-au restrâns pentru că deja nu mai există enoriași. Care... Sunt foarte multe biserici închise. În Germania am văzut recent o biserică pe care scria Kirchencafe. Adică poți intra să servești o cafea într-o biserică. Sunt transformate, adică în cu totul alte spații, cu alte funcționalități. Așa este. Și eu am pățit la Dublin, căutam o catedrală și care se chema St. Mary's. Și același lucru era St. Mary's, o biserică transformată într-un restaurant. Și da. Zic, nu acolo, vreau la catedrala St. Mary's, nu la biserica aceea fostă și care era evident de consacrată, că o biserică, da, restaurant deja nu mai are funcția, sigur, bisericii. Și sigur, se poate întâmpla atunci când o biserică poate fi deconsacrată, dar rămân alte biserici active, sunt biserici deconsacrate chiar și în Italia, am văzut. Nu e atât de grav în sine că o biserică e deconsacrată, dar atunci când fenomenul este... Totuși anunță ceva. Când fenomenul este așa cum are frecvența celui din Occident și când comunitățile creștine evident se restrâng, atunci nu mai putem spune s-a transformat în altceva, există însă centre vii de cultură creștină. Evident, nu există și ne paște și pe noi... Asta. Acum, la noi, din fericire, nu există încă. Trebuie să recunoaștem că dimensiunea duhovnicească a ortodoxiei, pentru că vorbim la Trinitas, este una reală. Paternitatea aceasta duhovnicească manifestată în zona monahală este una destul de viguroasă. Este așa acum. Nimeni nu garantează însă că va rămâne la fel de densă, într-adevăr, peste câteva decenii. Și întrebarea este ce poate provoca un asemenea clivaj, pactul prea ușor cu lumea pe care îl poate face biserica, sau extrema cealaltă, încremenirea aceasta, pietrificarea într-o atitudine și într-un discurs care nu țin cont de relieful mentalității omului de azi. Eu cred că trebuie găsit și aici un echilibru. Evident că nu un pact prea facil cu lumea, nu poate, pentru că rămân poruncile lui, exact, Dumnezeu, care nu sunt totdeauna iubite de lume, dar nici o atitudine prea rigidă și fundamentalistă, până la urmă, și prea anti, un anti prea vehement, nu duce la nimic bun. Deci, cred cum ați descrie calea de mijloc? Bine, eu venind din Occident, am în minte Conciliul Vatican II, în care s-a încercat o reautentificare a credinței, deci o întoarcere la surse, și în același timp o racordare, să spunem așa, cu ceva din spiritul modernității. Deci nu refuzul modernității, care este fundamentalist, refuzul chiar a modernității seculare, ci încercarea de a avea o relație destinsă cu modernitatea, dar pe fundalul unei spiritualități creștine puternice, care de la sine, atunci când există asemenea spiritualitate, de la sine face să izvorască un alt tip de atitudine. Deci nu e vorba de a trasa moralist niște repere de conduită. Așa trebuie să se poartă un bun creștin. Asta este deja teologie moralistă, nici măcar morală. Ci de a încerca să stimuleze această renaștere mai degrabă spirituală și de aici, prin asta, să se construiască și dialogul cu ceilalți și cu lumea.
Ați spus ceva foarte important. Refuzul modernității e greșit ca atitudine. Pentru că orice refuz în principiu este greșit, sau aproape orice refuz, sigur, îl refuzi pe diavol, refuzi propunerile lui, dar refuzul dialogului cu lumea, oricât de neplăcut alunecată ea într-o anumită direcție, este o gravă eroare pe care o poate comite orice biserică, pentru că asta te închide, devii opac, ori opacitatea înseamnă moarte până la urmă, asfixiere. Trebuie să te deschizi lumii în care trăiești, de la simplu preot până la ierar. Da, acum cheia este să te deschizi din perspectiva ta creștină și aprofundându-ți, nu lăsându-te prins de valul lumii, pentru că îți pierzi evident bazele. E o nuanță foarte importantă. Deci a te deschide, da, dar din ceea ce ești. Și cred că asta e atitudinea autentică, pentru că ați negocia un pact prea fluid așa, duce la pierdere de sine, la pierdere de identitate. Nu mai știm ce suntem. Așa cum se întâmplă, din păcate, în unele biserici foarte conciliante cu modernitatea, care pur și simplu, în care intri ca într-un club, se dansează. N-am nimic cu dansul, dar uneori e excesiv. Și uneori nu mai distinge între biserică și discotecă și club. Nu cred, totuși, că... Cred că diferențele trebuie păstrate. Evident. Asta e clar. Cu toată deschiderea și vine dorința de a privi așa cu mintea deschisă, tot cred că trebuie păstrate diferențele. În același timp, nici închiderea în sine, enclavizarea aceasta nu duce până la ostilitate față de ceilalți, la sectarism, și nu cred că sectarismul e atitudine recomandată de Biserica creștină. Fie... În ipostaza ei autentică. Biserica trebuie să fie înțelegătoare. Și prin biserică aici înțeleg în primul rând pe reprezentanții ei, pe clerul, trebuie să fie înțelegător. Dumneavoastră ați folosit o expresie, eclesia multa tolerat. Adică biserica îngăduie multe. Exact. E firesc să fie așa, pentru că Hristos însuși a îngăduit multe. Hristos însuși a mers către cei care aveau nevoie de doctor și nu către cei sănătoși. Asta trebuie să facă și biserica astăzi. Dar, cum spuneți dumneavoastră, biserica rămâne mereu conștientă și trebuie să rămână așa, că grâul conviețuiește permanent cu neghina. În biserică, exact. Evident, cei care cred că în biserică noi ne credem sfinți, că ne credem absolut în ordine, se înșală perfect. Biserica lucrează cu oameni căzuți, cu oameni păcătoși. Clerul însuși recunoaște lucrul acesta. Există rugăciuni în care se folosește exact această formulă: prin mine păcătosul și nevrednicul, spune preotul, exact, sau ierarhul. Și deci, desfințește... Despre asta e vorba, nu despre oameni perfecți care s-au urcat în corabia bisericii și călătoresc surâzători spre parusie. Bine, biserica este concepută tradițional ca o barcă a salvării, dar nu în sensul acesta exclusivist și în care numai și sectar, în care numai cei într-un mic club ar avea cheia paradisului, pe când ceilalți sunt pierduți, pentru că evident că mântuirea se adresează tuturor, clar, oamenilor. Și aici cred că e cheia. Deci atunci când ne plasăm într-o biserică care are această privire a universalității mântuirii, nu putem să fim sectari. Adică noi știm că Dumnezeu îl iubește la fel de mult pe cel de pe stradă sau pe cel care intră în biserică. Absolut. Nu e nicio diferență. Să ne închipuim că dacă intrăm în biserică și atingem diferite obiecte sfinte, contactul acesta magic... Ne-am contaminat de sfințenie. Ne-am contaminat și ieșind afară suntem mult mai sfinți decât cei de pe stradă. Asta este iarăși o iluzie, din păcate, care ne duce la o atitudine spirituală falsă și la mândrie, la... care nu sunt deloc compatibile cu religia creștină. N-au nicio legătură. Bineînțeles că nu. Din păcate, puțin înțeleg asta. O majoritate se instalează în zona ritualismului, crezând că prin simplele gesturi, prin simpla bifare a prezenței duminicale în biserică, prin simpla înregimentare într-un flux care devine aproape inconștient, își asigură o bună situare față de Hristos
și față de ceilalți. Din păcate, nu. O astfel de atitudine te înstrăinează de ceilalți, pentru că nu mai ești atent la ei, te înstrăinează chiar de tine însuți, nemai fiind atent la tine, te consideri deja în ordine moralmente, sigur. Și ăsta e primul semn că nu ești în ordine când ajungi să crezi asta, cum s-a spus. Așadar, e foarte complicată metabolizarea mesajului creștin. Foarte puțin reușesc să-l digere în așa fel încât celular, organic, nu știu cum să spun, să devină cu adevărat mai buni. Cred că Chesterton avea vorba aceasta că creștinismul a fost e foarte puțin cunoscut pentru că a fost foarte puțin au încercat să-l practice. Da, iată. Noi vorbim foarte mult despre creștinism, dar ce înseamnă în autenticitatea lui creștinismul, de fapt, e foarte necunoscut. Și dar suntem supuși zilnic unor probe sau unor situații în care putem proba gradul nostru de încreștinare. Gândiți-vă, fiecare dintre noi își poate aminti când l-a ignorat pe ultimul cerșetor văzut sau când n-a iertat și așa mai departe. Suntem într-o permanentă deviere cumva de la cale. De asta suntem invitați mereu să-l urmăm, să revenim pe cale, să ne întoarcem ca fiul risipitor. Aceste invitații nu trebuie ignorate. Da, și vedeți că toate aceste provocări ne vin de la ceilalți. Adică revine dimensiunea aceasta antropologică, nu? Umanistă a creștinismului. Toate Dumnezeu ne provoacă în general prin ceilalți. Deci pe celălalt trebuie să-l iertăm. Și asta nu este o atitudine moralizatoare. Vine din seva. Asta este seva spiritualității absolut creștine, care este relația cu celălalt. Care nu e ușoară, într-adevăr. Toți avem un reflex uneori de respingere a celuilalt, fie că miroase urât, fie că nu ne place cum vorbește, fie că îl credem prea rătăcit ca să-l mai putem noi salva. Adică avem aceste prejudecăți și reflexe nesănătoase care ne împiedică să fertilizăm cu adevărat întâlnirea cu el. Ce înseamnă asta? A-ți fertiliza întâlnirea cu celălalt înseamnă a-ți-l face prieten până la urmă sau a te apropia de el într-un mod benefic pentru el, nu pentru tine. Vorba aceea că nu se știe cine dă și cine primește cu adevărat e foarte adâncă. Bine, creștinismul nu neagă complet, iubește-ți aproape ca pe tine însuți. Sigur că și de sufletul tău și chiar și de trupul tău trebuie să ai grijă. Asta nu se înțelege prin altruism, aceasta negarea de sine, pentru că aminte n-ar avea sens această analogie cu iubirea de sine, dar iubirea de sine bine ordonată, deci iubirea de sine în care te privești ca pe o creatură a lui Dumnezeu în planul unei creații, deci nu ca pe buricul pământului, pentru că aceea acolo e superbia lui Lucifer deja, dar evident o atitudine bine ponderată de fiul al lui Dumnezeu, dar care se iubește pe sine pentru că e fiul lui Dumnezeu, dar tot prin celălalt, deci prin divinitate te iubești pe tine și prin această prin faptul că realizezi că ești demn să fii iubit de Dumnezeu, chiar așa cum nevrednic cum te știi, poți să-l iubești și pe celălalt. Întotdeauna iubirea de celălalt este efectul conștiinței că Dumnezeu mă iubește pe mine. Aminte, n-am forța să iubesc. Și al conștiinței că în celălalt există chipul lui Dumnezeu care există și în tine. Exact. Deci și al fraternității. Da, dacă nu-l raportezi pe celălalt la Hristos, riști să nu-i mai poți respecta demnitatea. Pentru că îl minimalizezi, îl aneantizezi, da, chiar, dar eu spuneam îl calci în picioare. Trebuie să existe, cred, un echilibru între faptul că realizez că Dumnezeu mă iubește și faptul că realizez că Dumnezeu iubește pe fratele meu și la fel nu există această din nou cele două brațe ale crucii de care vorbeam inițial. Nu pornim de la o negare de sine, pentru că există și această dimensiune destul de periculoasă spiritual, cred. Da, și care de fapt uneori ascunde o falsă smerenie. Și o mândrie negativă, exact.
și care duce la, și la scrupule, la negare de sine, e din câte știu unii... La surparea stimei față de sine. Exact. Din câte știu, îndrumătorii spirituali nu recomandă tipul acesta de mândrie negativă falsă, pornind de la ideea că eu sunt nimic. Acest nimic trebuie și el înțeles. Deci, dar nu ești nimic, pentru că Dumnezeu a creat... Te-a creat? Sigur, ești o creatură a lui Dumnezeu și mai mult decât atât un fiu iubit prin Iisus Hristos. Deci, tocmai pornind de la această demnitate a mea, pot înțelege demnitatea celuilalt, fiindcă și fenomenologic nu pot înțelege anumite lucruri dacă nu am experiența lor. Exact. Da, e perfect adevărat ce spuneți. Ne apropiem de sfârșitul acestui dialog. Am încercat să scoatem în evidență așadar importanța, frumusețea și, aș spune, esențialul ospitalității. Prin ospitalitate înțelegând iubire față de celălalt, o iubire materializată foarte concret în gesturi imediate, în cuvinte pe care îi le adresez concret, în atitudine care îl cheamă sau îl apropie pe celălalt de tine. Această deschidere e prin excelență, am zis, una care e vitaminizată evanghelic. Avem acolo solul în care ne putem înfige rădăcinile atitudinii noastre, în Evanghelii, în predica da, de pe munte. Da, și este vitaminizată, sigur, e teologia fericirilor și este vitaminizată și prin propria viață, de propria viață spirituală, prin propria experiență spirituală. Da, iată cât de important e actul spiritual în viața noastră. O întâlnire cu celălalt poate fi un act spiritual, în măsura în care îl privești cu înțelegere, nu cu superioritate și nici cu dorința de a-i schimba tu viața neapărat. Cum sunt tentat să facă unii despre care am vorbit deja. S-ar spune că i-am bârfit, sper că nu acesta e cuvântul, și nici n-am făcut-o de pe o poziție superioară. Ne-am implicat, pot să spun asta întrucât vă cunosc, la modul cel mai sincer în acest dialog, întrucât chiar ne dor anumite lucruri pe care le sesizăm în jurul nostru și de aceea am și optat pentru acest subiect, întrucât știm că în el se regăsesc mulți dintre cei care ne ascultă și care uneori s-au simțit stingeriți în biserică, tocmai în biserică, de către oameni care au ajuns să aibă un familiarism excesiv cu cele sfinte, care cred că simpla lor prezență regulată în biserică îi transformă în ceva comparabil cu icoanele și nu numai. Nu e în ordine să credem asta despre noi și atitudinea cea mai potrivită rămâne aceea de deschidere spre celălalt, care din start presupune a nu te pune pe tine pe primul loc, ci a te pune într-un sau pe un prag la care celălalt să aibă acces total spre tine. Sper că sunt în asentimentul dumneavoastră cu această concluzie. De egalitate da. În fața lui Dumnezeu. Exact. În urmă, fraternitatea presupune egalitatea. Da, iată. Nu vreau să reproduc sloganul Revoluției franceze, dar totuși acestea sunt valorile pe care le așezăm. E singura egalitate reală, aceea în fața lui Dumnezeu. În rest, nu prea există egalitate, pentru că nu suntem chiar egali. Această falsă egalitate e promovată de corectitudinea politică, care face tabula rasa cu elitele, de exemplu, și încearcă să pună într-o lumină falsă lucruri care n-au cum să fie la fel de valoroase ca altele, și știți că se consumă multe excese aici, dar un alt exces care ne-a preocupat tangențial pe parcursul dialogului nostru a fost și riscul acesta al birocratizării care osifică viața bisericii. E o realitate. E foarte greu să te salvezi de asta ca instituție. Bisericile sunt instituții mari, sunt instituții, au un aparat administrativ. În limbaj weberian au trecut de la sectă, la secta în sensul viu și egalitar, la instituția ierarhică da. Și inevitabil osificată și care seamănă cu statele. Sigur. Da. Dar e greu să crezi că instituțiile pot fi altfel. S-a spus clar, după Constantin cel Mare, când s-a ieșit din catacombe, biserica nu mai semăna ca
ca grad de animare lăuntrică, ca grad fierbinte de viață creștină cu biserica de dinainte. Inevitabil, în timp, se produc asemenea blocaje, osificări. Se produc niște erodări și tocmai de aceea apar sectele, apar noi secte proaspete. Da, e una dintre cauze. Se întâmplă în protestantism, unde chiar în virtutea principiului protestant este autorizată desprinderea de o biserică mamă care s-a osificat, s-a instituționalizat prea tare, și s-a a cultivat un spirit prea ierarhizat. Exact. Și astfel apar diferite secte care, din păcate, însă au o relație și construiesc tot un raport tot mai tensionat, nu numai cu biserica de proveniență, ci și cu lumea. Și în felul ăsta au apărut secte întorc spatele lumii, tot mai fundamentaliste, mai, sigur, poate sunt mai egalitare, ce spuneam, dar riscul este că devin tot mai ostile modernității, tot mai fundamentaliste. Și asta se întâmplă la multe secte de acest tip neoprotestante din Statele Unite. Da, da, da. Până la urmă, cred că înțelepciunea fiecăruia dintre noi, cărora ne pasă de biserică și de situarea noastră în ea, o reprezintă această răbdare pe care trebuie să ți-o cultivi rămânând în biserică, chiar dacă te deranjează unele lucruri și încercând tu, cum spune Hristos, să fii lumină pentru alții. Nu să ieși din biserică, nu să trântești ușa bisericii nervos că te-a deranjat un preot care e om și el și-a greșit uneori. Se întâmplă însă să existe și astfel de atitudini. Iar dacă există, eu le înțeleg. Da, uman le înțeleg. Evident că deci se pot nu înțelege. E atitudinea pe care o doresc pentru mine, dar sunt gata să înțeleg rănile acestea pe care le produc uneori atitudinea prea. Cred că e important să conștientizăm că alegând să rămânem în biserică, alegem să rămânem lângă Hristos, care totuși a întemeiat biserica. Și pentru El măcar să o facem. Sigur. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă aștept și cu o proximă ocazie. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii noastre. La revedere!